Deci, Alice, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mi-ai strânit așa o reamintire super, super, super interesantă, pentru că tu m-ai adus data trecută fix la Lego. Și astăzi te-am adus din nou, pentru că chiar îmi place Lego și vreau să mai construim cât mai multe chestii pe Lego. Ce părere ai tu de treaba aceasta, Alice? Bă, sincer, îmi place așa, nu știu. E destul de fain, dar culorile la unele blocuri. Bă, mie îmi place, mie chiar îmi place. Nu știu de ce zici tu așa, dar în final, fii atentă. Înainte de toate, Alice, vreau să-mi spui ce părere ai tu, ce crezi că o să facem de data aceasta. Vezi că mai e zăpadă pe aici. Înainte să mergem acolo, vreau să-mi spui așa, după părerea ta, ce crezi că o să facem noi astăzi? Exact ca data trecută. Exact ca data trecută, bă, stai puțin, așteaptă-mă aici, pentru că ok, deci vedem că Alice încă n-a venit acum, ceea ce este bine. Deci data aceasta vreau să o trollăm, ca data trecută, mai știți când am trollat-o? Pe harta normală, dar acum suntem în Lego. Când am copiat ceea ce ea a făcut prin metoda mea de invizibilitate, mă făceam invizibil, vedeam ceea ce făcea acolo. Dar astăzi o să facem ceva mult mai interesant, ca să nu-și dea seama 100% că chiar copiez ceea ce face ea, că probabil data aceasta poate o să-și dea ea seama cumva, dar am eu o idee super, super tare prin care o să fie foarte, foarte bine. Gata, Alice, fii atentă, cred că ai văzut că vedem că ai venit tu aici, dar astăzi o să facem un concurs de construcții. Mă, ce faci, Alice, ce faci acolo? Nimic, bă, mă uitam și eu în parte, ce n-am voie să mă mai ieși eu pe geam. Ba da, deși atent, Alice, astăzi o să facem un concurs de construi castel de Lego de iarnă, Alice, pentru că este, vedem că este zăpadă, este tematică de iarnă, suntem în pragul sărbătorilor, bine, a trecut practic într-un fel, dar mă rog, în fine, nu mai contează asta, dar o să facem un castel de iarnă în Lego. Alice, ce părere ai tu de treaba aceasta? Părere foarte bună, o să câștig, uite că iau deja banii, așa n-am la nimic, începe. Alice, stai puțin, mai tu căscuța și alea, că eu n-am căscuța. Alice, vină înapoi, că n-avem nevoie de căscuță, uita că nu mai avem căscuță, n-avem, o ai tu, că eu nu mai știu unde e cealaltă, am pierdut-o. Pa, stai, că îți dau una acum. Bine, Alice, gata, am dat, ok, deci fiți atenți, o să facem ceva super, super tare. I-am cerut căscuța lui Alice, ca să putem să vorbim atunci când trebuie, dar astăzi o să iasă super, super bine, abia aștept să vedem cum o să iasă totul, pentru că, bă, frate, nu știu, am o impresie așa că o să se enerveze super, super tare astăzi, dar ați văzut că am făcut de data aceasta să fie acolo, că știți că data trecută am zis, bă, o temă la alegere, să fie ceva random. Bă, vino aici, de ești. Aici, gata, Alice, sunt aici, sunt, gata, bă, căscuța asta, gata, mi-ai făcut-o, ok, mamă, vedem că a plecat Alice, în fine, folosim căscuța aceasta, dar hai să vorbim înainte de toate să folosim, hai să vedem ceea ce o să fac, Alice, am nevoie de invizibilitate, trebuie să folosesc chestia aceea ca data trecută, dar ați văzut că data aceasta n-am făcut o temă la alegere, pentru că m-am gândit așa, asta și m-am gândit, bă, am făcut prima oară o cu temă la alegere, dar de data aceasta ar trebui să nu mai facem cu temă la alegere, să facem un castel și să fie ceva de genul, bă, Alice, bă, parcă am făcut la fel, dar nu știu ce, ca să nu-i dea seama 100% că am copiat-o, pentru că, bă, frate, este o temă pe care am ales-o deja, trebuie să facem un castel și chiar sunt curios ce o să fac Alice pe lângă castelul acela, ce chestie o să facă și vreau să reproduc 100%, o să încerc eu unul la unul să-l fac cât de bine pot, dar să se vadă treaba că este ceva asemănător, ca să zică ceva de genul, bă, stai puțin, cum ai făcut la fel și eu o să zic, bă, nu știu, bă, Alice, cum ai făcut tu la fel, că am făcut amândoi castel, dar, adică, nu știu, știi, ceva de genul nostru. Nu mai spun prea multe, așteptăm, iau aia de invizibilitate, ne ducem la Alice și să vedem ceea ce o să fac ea, dacă s-a apucat, că eu cred că s-a apucat de construit, de-aia am vorbit așa mai mult, ca să mai treacă timpul, să vedem ce o să facă și Alice și chiar sunt curios dacă o să se prindă, să sperăm că nu se prinde și ce părere o să aibă ea când o să revadă, practic, construcția mea. Scrieți acolo în comentarii ce părere credeți că o să aibă. Bun, am luat puținul de invizibilitate, este tot aceea de 45 de secunde, pentru că dacă folosim alta mai mare, nu o să fie foarte, foarte interesant, pentru că vreau să mă duc să-mi o dau și în 45 de secunde să mă întorc înapoi, ca să fie un challenge super, super tare și pentru mine, dar hai să vedem, ne dăm prima oară aceasta și să vedem ceea ce face Alice acolo, să vedem dacă s-a apucat sau nu. Mama, uitați-vă că s-a apucat, deci fiți atenți, eu trebuie să cumpăr, să iau practic asta, să copiez și eu frumos, iau așa. Mamă, dar vedem că am făcut aici ceva la jumătate cu 3 de astea, o să mă duc eu prima oară să fac, să copiez treaba aceasta. După aceea vreau să mă uit foarte, foarte bine, dar aceasta chiar aș vrea să fac unul la unul dacă s-ar putea, dar să sperăm că nu o să facă super, super multe chestii, că dacă iar face ca data trecută foarte, foarte multe, o să-mi fie cam greu și nu o să fac exact la fel, dar bă, a ieșit super, super bine. Atunci Alice și-a dat seama într-un fel, adică a zis, bun, stai puțin, cum ai făcut la fel ca mine, și am zis eu de fapt că ea a făcut ca mine, că e prima oară, trebuie să facem la fel, să meargă ea la, de fapt să merg eu la ea, ca să zic, bă, Alice, stai puțin, cum ai făcut după mine, ca știi, că știți, dacă mă duceam eu așa prima oară, era ceva diferit. Mamă, vedem că deja s-a apucat să facă cât mai multe chestii. Uitați, bă, sper să nu mă vadă, sper să nu sugă efectul, gata, s-a dus efectul, sper că nu m-a văzut, sper că nu m-a văzut. Acum hai să ne-l dăm din nou și să vedem ceea ce face Alice acolo. Dar înainte de toate, hai să o întrebăm ceea ce face. Iau căscuța. Alice, m-auzi, Alice? Alo, da, ce e? Eu m-am apucat aici, folosesc castel de gheață, o să-l fac ceva de genul și cam atât, Alice. Dar vedem că nu prea gheața, nu prea lată de Lego, Alice, trebuie să mai folosesc și alte blocuri din câte mi-aduc eu aminte, după câte se poate vedea, sincer. Bă, stai, face cam... Da, bine, da, cum zici? Mă, ce vorbești acolo, Alice, fără să aud eu? Nimica, vezi, de construcția ta. Bine, gata, îmi văd de construcția mea, fac acum, Alice, și o să las căscuța, o să mă apuc aici
aici să fac ceva super super tare și atâta zic, băi, o să fie super super tare de tot, cea mai șmecheră construcție din lume, atâta zic. Ok, gata, nu mai folosesc practic căscuța, mergem acum la Alice, ne-am dat invizibilitate, sper să avem grijă că uitasem de ea și vedem cum a făcut ea aici. Deci trebuie să ne ducem în partea aceasta, uitați acolo, să vedem 1, 2, 3, 4, 5, deci a făcut 5, după aia 6 acolo și sunt 3 de alea, 3 de alea, 3 de alea, ceva de genul, cam așa o să fie. Deci acolo i-am făcut, de fapt trebuia să fie vreo 3 din astea după când se poate vedea, deci trebuie să mai duc ochii, este fix aici în față, iar după aceea trebuie să vină aici ceva de genul așa, sau nu mai știu dacă era în partea asta, dar nu cred că era fix aici, 1, 2, 3, 4, 5, aici era 6 și venea ceva de genul așa, dacă mi-aduc eu bine aminte, și cam așa cred că o să fie, în partea asta tot la fel, 1, 2, 3, 4, 5, a 6, ceva de genul așa, o să iasă super, super tare, bă, chiar îmi place cum a ieșit totuși ceea ce a făcut Alex acolo, chiar este interesant și este bine că nu este ceva foarte, foarte greu ca să nu avem foarte mari dificultăți, pentru că știți că am zis, bă, frate, nu cred că aș mai vrea să mai fac pentru că o să avem dificultăți și chestii de genul, dar vedem că, bă, interesant, o să fac treaba asta aici, că probabil cam așa ceva de genul era, după aceea o să vedem, ne mai uităm din nou cum am mai făcut ea acolo, ca să îmi dau și eu așa cu părerea, să văd, bă, nu știu, să vedem, să facem foarte, foarte frumos, pentru că chiar aș vrea să facem 1-1 dacă s-ar putea, sperăm totuși că nu o să facă ceva mai greu, hai să mergem acum să vedem ceea ce face ea și ei, să sperăm că o să iasă totul foarte, foarte bine. Ok, gata, mi-a dat invizibilitate și acum hai să văd ce a făcut. Ok, deci avem, mamă, vedem că deja s-a apucat să facă multe chestii. Ok, cred că a schimbat aici blocul, da, cred că a schimbat blocul, din câte mi-aduc eu aminte, nu cred că era acesta. Vedem că face aici fix așa ceva de genul, astea sunt 3, după aceea o să vină ceva de genul așa în partea asta și o să vină așa. Ok, am înțeles partea asta, o să facem ceva de genul tot așa, să sperăm că o să iasă totuși ceva bine. Deci am făcut 3 aici, după aceea o să vină ceva de genul fix așa și cam așa o să fie. Bă, da, aici în colțuri cum făcuse, cred că făcuse ceva de genul fix așa, cred că așa o să fie. Și bă, eu zic că o să iasă interesant, chiar nu știu, sună așa promițător, dar o să fac treaba aceasta aici, o să fac și în partea aia la fel. Mergem să vedem cum am mai făcut Alice și după aceea să vedem totuși, să sperăm că nu o să facă foarte, foarte multe chestii, că v-am zis, nu vreau să stau o oră aici, 2 ore, 3 ore, 4 ore, chiar n-aș vrea să stau, vreau să facem cât mai repede ca să apucăm și noi să mai facem mai multe troll-uri, că aș vrea să-i fac troll-uri cât mai multe în așa fel, să nu mă plictisesc totuși, că dacă stăm foarte mult, cred că o să mi se ia, dar dați acolo like-uri dacă mai vreți episoade de genul ca să nu mi se ia. Și apropo, scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă vreți să-l trollăm și pe Darusel în felul următor, cum am făcut astăzi și data trecută. Mamă, deci vedem că Alice a făcut aici fără ceva mai ciudățică, după cum se poate vedea, dar dacă ne uităm așa, sunt două blocuri aici, după vine ăsta așa, 1, 2, 3, o să vină ceva de gen așa, deci avem două blocuri practic aici. Vedem că de fapt a făcut ăsta de 4, o să mai duc 2, pentru că vedem că a făcut și în partea asta două de astea de perete, mă, stai puțin, de câte, cred că a făcut mai mare ăsta sau, nu, e la fel, dar hai să mă duc eu să văd cum o să fie, aici o să fie treaba asta aici, și vedem că aici a mai dus niște chestii așa, ceva de genul, bă, păi interesant așa, dar să sperăm că nu uităm, deci sunt două în partea aia, vedem că a făcut două de astea în față, după cum se poate observa, deci o să avem ceva de muncă, totuși trebuie să ne dăm seama, să vedem cum a făcut și ea, dar mai punem unul în partea asta, ceva de genul așa, cred că și unul așa, de fapt, nu, mamă, deci o să punem, mamă, deci chiar greu, nu credeam că e așa de greu, practic credeam că e mai ușor astăzi, dar lasă, că ne descurcăm noi, să vedem cum o să fie, deci punem ăsta ceva de genul aici, nu știu dacă era făcut cu ăsta, dar o să facem treaba asta aici, ceva de genul, cam așa era, și aici cred că era fix așa, nu cred că era altceva, după aceea veneau blocurile astea aici și după aceea, aici după cât de bine mi-aduc eu aminte, era ceva de genul fix așa și cam așa ceva de genul, dacă ne ducem așa să sperăm că vine egal, ia să vedem, gata, egal, după aici era fix așa, fix așa, fix așa, după vine blocul ăsta din nou aici și cam atâta cred că era și dacă ne uităm știu că erau două locuri de astea, peste puțin, pe și la mine, n-am înțeles cum a făcut el aici, dar cred că o să las de un bloc, mă duc, stai, dar trebuie să mă duc din nou aici, că nu prea am înțeles totuși cum a făcut el la ea, de fapt acolo, pardon, că nu e Darusel, am crezut că sunt cu Darusel, în fine, că am pronunțat mai devreme, evident că a făcut două de astea aici în față, aici este vine ăsta așa și ăsta vine așa, mă, stai, gata, mi-am dat seama, deci sunt două aici în față, mă, da, ia ca, venit ăsta ceva de genul aici, gata, mă, mi-am dat seama acum, nu știu nici eu mă blochez așa, dar mi-am dat eu seama acum, vedem că acolo a făcut ceva de genul așa, deci fix așa o să fie, deci vedem că intrarea fix aici așa, fix aici așa, iar după aceea vin blocurile astea ceva de genul așa, bă, totuși încă nu mi-am dat seama exact, dar cred că fix așa era, nu mai mi-aduc eu aminte, bă, dar chiar este greu totuși, nu știu de ce, dar chiar este greu. Bă, din câte observ eu aici, nu știu ce face Alice, vedeți că s-a oprit așa, nu știu ce face, cred că analizează ea ceva, că după cum se poate vedea, eu văd că Alice aici nu prea e simetric, uitați-vă puțin, gen, vine partea asta așa și aici vine așa, nu știu de ce l-a dus în partea asta, dar eu vreau să-l fac simetric și cu ocazia asta, dacă îl las așa, o să fie o chestie mult mai interesantă, pentru că eu dacă o să-l fac simetric, Alice nu o să-l facă simetric și o să zică că am copiat-o, o să zic ceva de genul, bă, Alice, stai puțin, cu adică te-am copiat eu, poate tu ai copiat, cu uite de altul nici măcar nu e simetric, o să bag eu o vrăjeală din aceasta, ceva de genul, și o să zic că o să fie mult mai bine, deci e bine că a făcut treaba asta Alice, ca să nu-și dea seama să putem să mai trollăm în continuare în alte dăți, pentru că, bă, frate, chiar îmi place.
face, care este interesantă chestia aceasta, numai că durează foarte mult să fac exact la ea, că mă uitam pe aici și vedem că parcă nu e ceva exact la fel, dar acum cred că mi-a ieșit, cred că mi-a ieșit chiar super super bine, după părerea mea, și facem asta aici, nu mai știu câte erau, trebuie să mă mai duc să mai verific o dată, după aceea să termin și după aceea să vedem ceea ce o să mai fac aici, pentru că chiar sunt curios cum o să fie rezultatul final și părerea ei despre ceea ce am făcut eu. Bun, după cum se poate vedea, am terminat, am făcut aici foarte foarte frumos totul, l-am făcut simetric pentru că ea nu l-a făcut simetric, acum hai să ne dăm din nou invizibilitatea, poțiunea și să vedem ceea ce mai face Alice acolo. Ok, vedem că a făcut pereții ăștia cu albastru din ăsta, hai să luăm foarte foarte bine, altceva ce mai făcut, mă, ce-a pus aici? Opa, a pus glez aici, mamă, vezi că e interesant, vedem, mamă, uitați-vă puțin la ea cât de comică, e, mă, ce-l spărgem asta aici? Opa, opa, a, face intrări, ok, deci o să pun și niște intrări, una aici, una aici, mi-am dat seama, ok, o să fie pe partea cu peretele, cum ar veni intrarea, o să fie ceva ceva de genul, dar da, hai să ne punem și noi glesul ăsta aici, glesul aici, 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 bam, 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 și după aceea trebuie să umplem aici foarte, foarte frumos de blocul acesta, practic așa mai albastru din acesta, nu știu de ce îl folosește, dar mă rog, și aici o să vină partea cea mai interesantă, unde sunt treburile astea, cred că parcă partea asta, ok, o să le fac așa, chiar dacă, da, ba, da, ba, da, cred că fix așa le-a făcut, și pe aici vedem, cred că o să pună ea, nu știu, așa, intrare, sorci aici, foarte, foarte frumos în ăsta, dar da, am făcut ăsta, fac ăsta, totul, totul, foarte, foarte bine, deja mă încurc, hai să vedem ceea ce mai face Alex acolo, pentru că chiar sunt curios, să sperăm că o să-l terminăm cât mai repede, că deja nu se mai poate. Ok, ok, vedem că Alex a umplut în partea asta, dacă intrăm, vedem că a umplut pe aici, pe de sub, dacă a pus și în partea asta, am văzut că a pus niște chestii de astea, hai să luăm ăsta, ok, deci este ice, o să puțin, pe ce, asta e ice ăsta, asta e ice, mă, eu credeam că era altceva, ok, deci nu m-am uitat ce scrie totuși, e blocul așa ciudat, vedeți, la chestia de gheață, practic, dar am văzut o chestie aici mai interesantă, nu știu ce a pus blocul ăsta aici, hai să-l sparg eu, îl sparg eu, că n-avea nevoie de el, l-a pus din greșeală, o mai ajut și eu totuși, și aici vedem că a făcut tot așa la fel, o să-l sparg, și vedem că Alice a făcut treaba asta aici, dar hai să ne ducem acum la mine în cameră, să mergem din, pe partea mea, cum ar veni, să întrebăm pe Alice cu căscuța, să vedem ceea ce face, Alice, 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 mouse, mouse, merge căscuța, gata? Merge, zice vrei. Ah, ok, ok, merge puțin mai greu, dar nu contează, bă, Alice, mai mult de făcut acolo, că eu aproape termin, sincer, că nu știu de fapt dacă termin, dar mai am și eu de făcut, sincer. Mai am de făcut. Ah, ok, ok, bă, Alice, nu știu, eu te aștept aici, dacă termin înaintea ta, dacă tu termini înaintea mea, ne așteptăm unul pe altul și ne întâlnim acolo la jumătate, ok? Ok, ok. Ok, acum trebuie să umplu pe aici pe jos, dar vedem că aici pusese asta, umplem prima oară aici, pentru că aici este mult mai ușor, punem foarte, foarte bine fix aici, iar după aceea ne apucăm fix aici să punem cu ice din acesta și după o să facem totul foarte, foarte bine, să sperăm că o să iasă totul genial, pentru că, bă, frate, n-aș vrea să facă cât mai multe chestii, dar nu mai stăm mult la vorbărie, hai să vedem ce o să fac Alice, să terminăm totul, să iasă bine și să vedem ce reacție o să aibă într-un final. Bun, am terminat de umplut acolo foarte, foarte frumos pe deal, hai să mergem să vedem ce a făcut Alice, mă, ce face asta aici? Ok, deci vedem că în prima oară vedem aici o schimbare, a pus niște chestii din acesta, o să punem foarte, foarte frumos, mă, e cu dark, mamă, cu trapdoor, ok, ok, și vedem că aici, mă, ce facem asta? Asta e tobogan, mă, ce face tobogan, what? Și ia, vedem că a pus și în partea asta geam, ceea ce este foarte, foarte interesant, vedem că și în partea asta nu mai știu dacă am pus eu de asta, dar trebuie să luăm geamul acesta și să vedem aici, cum a făcut, mă, gheața asta, deci a pus ceva de genul la o distanță de 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocuri, ok, este ceva care că poate ne trece efectul, vedem ce a făcut ce acolo, evident că a pus chestia aia de vreo 4 blocuri, dacă nu mă înșel eu, cred că ceva de genul, după vedem că în partea aia a făcut ceva de genul cam așa, și da, nu știu, o să mă mai duc puțin să mai văd, deci aici a făcut 4 blocuri, 1, 2, 3, și a 4, ceva de genul, bă, într-un fel, bă, chiar e greu să-mi dau eu seama așa, dar, bă, nu știu, să sperăm că nu o să fac mai mult de atât, pentru că deja mi se pare cât de cât greu. Ok, deci m-am mai dus de câteva ori bune la Alice să văd ceea ce a făcut, pentru că a făcut cam greu totuși, dar într-un final am reușit să fac tot ce a făcut aici, dar nu înțeleg o chestie la ea. Nu înțeleg de ce a făcut partea asta aici, ceva de genul așa, habar n-am, nu știu de ce a făcut, dar am eu și, de fapt, bă, nu știu ce a făcut așa, asta întreb, nu știu ce l-a făcut așa, dar mă rog, în fine, nu mai gândesc asta, pentru că dacă, de fapt, dacă mă duc aici, deci ajung aici jos în apă și după aceea nu știu cum trebuie să sar, cred că pe aici, a, cred că e un fel de urcuș pe aici, sau nu știu, nu știu cum a gândit ea treaba aceasta, dar mă rog, îl lăsăm așa, acum vreau să merg să vedem ce am mai făcut, de ce am făcut toată treaba asta aici, aici vine cam așa, și acum hai să vedem dacă am mai făcut ceva în tot acest timp, pentru că, bă, frate, sper totuși că n-am mai făcut foarte, foarte multe chestii, dar înainte de toate, hai să vedem să vorbim cu ea, pă, de fapt, îmi dau invizibilitate și vorbesc acolo cu ea, totuși să fie mult mai interesant, să văd și ce mai face, și așa mai vorbim și noi foarte, foarte bine, hai să-mi dau invizibilitate, și acum să vorbesc, Alice, Alice, mă auzi, Alice, bă, nu știu, am terminat, adică n-am terminat, mai am foarte puțin, tu mai ai mult de făcut acolo? Rafaele, eu te aud, dar nu mai am nicio foarte mult, mai am de făcut aici interiorul și încă un turn și cam gata. A, ok, deci tu faci interiorul, faci turn, faci chestii pe acolo, ok, interesant, bă, Alice, bă, nu știu ce zic totuși de ceea ce faci tu acolo, dar Alice, nu prea am încredere totuși că o să faci ceva șmecher, nu știu, gen, așa am eu impresia.
Alex, că nu-ți faci ceva șmecher, nu înțeleg de ce am impresia asta, dar mă rog, sincer, eu am plecat acum, fac aici foarte, foarte frumos Alex, mai am foarte puțin și plec acolo la jumătate. Ce? Ce ai spus? Păi nu înțelegeam cum adică ai plecat. Nu, gen, că o să plec mai devreme, o să plec cum ar veni să ajung acolo la jumătate, să termin totul, să iasă totul foarte, foarte bine. Tu mai ai mult acolo sau? Nu mai am mult, ok, Alex, hai că eu mă apuc aici să termin tot și după vin acolo la jumătate, ok? Ok. Mama, deci era să mă dau de gol acolo când am zis că am plecat, dar am știut că o să întorc foarte, foarte bine și acum trebuie să mă duc din nou la Alice pentru că nu mai știu cum făcuse ea în partea asta aici, deci mă duc așa, să aici din pacea. Mă, ce facem aici? Ok, deci am pus un chestie de asta aici, interesant, dar să vedem cum este aici, deci este partea asta aici, după ăla așa, ok, mi-am dat seama, ok, deci am mai pus niște chestii pe aici, bă, hai să termin alea în partea aia și după aceea să fac totul. De fapt, revin în totul și să mă mai duc eu așa din când în când la ea, că nu mai are rost să vă arăt, că deja e durere prea mare de cap să fac prea multe chestii, o să mă duc de prea multe ori, că deja nici nu mai știu, trebuie să mă mai duc o dată, cum a făcut ea, nu mai știu, dar da, revenim totuși, cred că la final, pentru că vreau să văd cât mai repede reacția și cred că asta doriți și voi. Bun, am terminat, am văzut că Alice nu mai făcea absolut nimic, mă mai dus de câteva ori, ca într-un final să termin, dar după cum puteți vedea, nu știu dacă vă mai țineți voi minte, știți că Alice n-avea astea umplute, n-avea armuri, aici nu l-avea chiar așa, avea mai multe chestii puse, aici tot la fel, nu le avea chiar așa, dar am zis, bă frate, hai să nu fac exact la fel, numai să fie ideea asemănătoare, pentru că așa să nu-și dea seama, ca să putem să facem de mai multe ori chestia aceasta. Dacă voi mai doriți acolo în comentarii, scrieți-mi și dați acolo cât mai multe like-uri și scrieți-mi dacă mai vreți să facem și cu Darusel. Acum, hai să mergem la jumătate. Uitați-vă puțin, s-a uitat Alice la mie. Bă, nu-mi vine să cred așa ceva. Alice, ce faci acolo? Te-am văzut, vezi, și crezi că nu te-am văzut eu pe tine în ultima secundă? Ce? Ți-am luat banii, că deja știu că o să câștig. Ok, bine, hai, lasă-i acolo, Alice, mă, fii atentă. Hai să mergem prima oară la tine, ok? De bine, ai văzut ceva acolo la mine, dar nu vreau. Okay. Hai să mergem la tine să vedem ce ai făcut. Mă, de ce mi se pare prea asemănător cu al meu ăsta, Alice, pe bune? Ce se pare prea asemănător? Eu cred că a tău e prea asemănător cu al meu. Păi tu de unde știi că al meu e prea asemănător? Deci te-ai uitat, Alice, ai venit să mă... deci te-ai venit să mă copiezi, Alice. Te-ai venit, ai pascuns ca să mă copiezi. Asta faci tu, Alice, pe bune, așa trișești în ultimul hal, pe bune? Nimic, n-ai văzut că eu stăteam la mijloc, că eu am terminat de nu știu când și te aștept acolo. Bine, mă, bine, hai să te văd tot. Hai să vedem, bă, dar de fapt, bă, n-ai făcut exact la fel, pentru că eu n-am făcut astea la ca tine, Alice, deci tu n-ai făcut exact la fel ca mine, adică, bă, ai făcut într-un fel mai reprodus, nu-ți mai zic prea multe, bă, îți dau nota 9-8, Alice, pentru că m-ai reprodus, dar hai să mergem acum la mine, ca să vezi ceea ce am făcut eu, Alice, pentru că, bă, nu știu ce, mi se pare că m-ai făcut cam la fel, uite de puțin cum arată al meu, Alice, nu se pare asemănător? Ce? Cum adică? Totuși, ce să zic de construcția asta, nu știu, dar eu totuși aș vrea să vină din nou aici. Alice, mă, ce faci, mă, bă, calmează-te, mă, nu mai țipa așa, că nu te aud. De acum eu o să fac totul aranjat, nu-l mai las să mă invite nicăieri, îl invit numai eu, pun camere de supraveghere și gata, ca să nu se mai întâmple nimica. Dați acolo un like și un subscribe dacă v-a plăcut. Da, nu mai am nimic de zis, sincer, dați acolo un like și subscribe și scrieți-mi voi acolo repede dacă vreți să-i facem și lui Darusel, așa că abia aștept totul să-i fac și lui Darusel, să vedem cum o să reacționeze. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.